Bună dimineața! E noapte încă, dar e dimineața. Și dacă e noapte și e dimineață, înseamnă că începem munca. Pentru că așa se întâmplă la noi. Începem pe noapte și terminăm de vreme câteodată. O nouă zi de vlog. O zi în care o să vorbim despre un lucru interesant. Un lucru despre care n-am mai vorbit cu voi niciodată. Și anume tema ADR-ului. ADR-ul în Europa înseamnă transportul de mărfuri periculoase. Hazmat în America, același lucru, doar că se numește hazmat. Îi dăm bătaie, fug spre muncă, fug spre camion, viteză maximă. Atâta spune Google Map-ul. Probabil că o să facem un pic mai mult, dar nu e nicio problemă. Azi e sâmbătă, mâine o să vedeți clipul. O să fie un clip super fain. Plecăm spre Lansing, Michigan. Avem o cursă cu, ia ghiciți, artificii, clasa 1, explozivele. Un container plin cu artificii. Voiam să vă vorbesc puțin despre ce înseamnă să duci ADR-ul în America. E interesant. Interesant din pricina faptului că e atât de lejer încât nu-ți vine să crezi. Dacă în Europa să transporti ADR-ul presupune dita mai geanta de basketbalist, fixită cu cască, cu mască, mască de gaz cu valabilitatea activă, sticlă cu apă oxigenată, cizme de cauciuc, cască cu vizier de plastic, protecție pentru ochi, mănuși și știți voi toate celelalte. Ca să duci ADR-ul în America presupune următorul lucru. Un exitor 10BC, aia înseamnă că ABC sunt niște clase pe care exitorul respectiv poate să le stingă, da? Focuri sau substanțe pe care el poate să le stingă. Și BC-ul stinge și E-ul, de fapt, ei. Și 10 pentru că e cantitatea lui, 10. Cam asta e primul criteriu, prima condiție, trebuie să ai exitorul respectiv. Să nu vă închipuiți că e dita mai exitorul, pentru că nu e. În Europa, da, e exitor că de pe alcari. Aici e un exitor de mână, micuț. Și trebuie să ai, ca și în orice camion, semnele de semnalizare, trei triunghiuri sau ceva flares, dacă ai torțe din alea pe care poți să le aprinzi și să le pui pe asfalt, sisteme de semnalizare a pericolului, altceva, nimic, total nimic. Tot ține de siguranța ta și aia înseamnă să fugi. Dacă se întâmplă ceva, îi dai bătaie. Nu mai stai pe gânduri, pentru că pericolul pe care îl reprezintă ADR-ul, hazmat-ul în America, e mult mai mare ca tu să poți să faci ceva.
trecut cu viteză foarte mare prin Illinois, Indiana. Am intrat acum de câteva minute în Michigan și mai avem 2 ore și 6 minute până la destinație. Vreau să vă spun așa un mic update sau să vă vorbesc despre planurile noastre, ce se mai întâmplă în ultima vreme. Eu sunt pe camion acum. Am luat o cursă sâmbătă, de obicei nu prea nu lucrez pe weekend. Sâmbătă, duminică le rezerv pentru Oana, pentru mine, pentru familie, pentru biserică, pentru alte lucruri. Dar astăzi Oana și Crina sunt plecate și și-au luat un city break. E o surpriză pentru Crina mai mult. O să vedeți că vor veni clipuri faine săptămâna viitoare, vor, fetele vor filma ceva și sper să vă placă. Până atunci, să nu uităm că urmează vara și vara asta vrem să o aprindem așa la figurat mai mult, nu la propriu, dar o să venim cu mult mai multe clipuri, o să ieșim într-o vacanță frumoasă, o să ne întâlnim cu voi mai des, probabil, ne punem în mișcare. Pentru asta e nevoie de like, de subscribe, comentarii, ca să stârnim puțin algoritmul YouTube, care la noi se pare că nu prea funcționează. Doarme. Nu trăim din YouTube. YouTube-ul pentru noi e o pasiune, e modul nostru de a vă răspunde, de a vă mai da informații de aici. Mulți sunteți curioși despre viața de peste ocean, ce presupune să faci o școală aici, ce presupune să muncești, să te integrezi în societatea asta și bineînțeles că sunt mulți youtuberi care vorbesc despre lucrurile astea, dar și noi am deschis subiectul, l-am tratat cât de bine am putut noi și o facem în continuare. Legat de tracking, aproape la fiecare vlog în care apar în varianta asta de track vlog, sunteți mulți care întrebați dacă se poate conduce camionul în America cu permis european. Că aveți permis de 5-10 ani, aveți experiență. Din păcate, nici în Canada, nici în America, permisele profesioniste nu sunt acceptate, nu sunt valabile. Sunt valabile doar permisele categoria B și alea pe o perioadă cât sunteți turiști. Deci dacă veniți 2-3 săptămâni, o lună, nu e nevoie să vă faceți permis american ca să conduceți o mașină închiriată aici. Puteți să conduceți cu permisele din Europa. Dar să vii printr-o posibilitate sau alta, să ajungi în America și să vrei să-ți folosești permisul european, aici numit CDL-ul, nu funcționează. Trebuie să iei școala de la zero, trebuie să te apuci de ea. Chiar dacă știi să conduci, tot trebuie să treci prin ea. Eu am fost norocos că în momentul în care am făcut școala, de fapt nu a trebuit să fac o școală, am putut să învăț acasă teoria și practica deja o aveam. Și asta mi-a redus foarte mult costurile. Am înțeles că au schimbat puțin legislația și în ultima perioadă, mai exact din luna februarie, dacă nu greșesc, toată lumea care vrea să obțină permisul profesionist trebuie să facă școala la propriu. Să mergi, să te înscrii la o școală, să faci cursuri și asta înseamnă bani mai mulți. Înseamnă undeva între 2500 și 5000 de dolari. Depinde de calitățile tale, depinde cât ești de bun cu limba engleză, depinde cât ți-e de bun skill-ul ăsta de a conduce. Deci lucrurile se schimbă și pe aici. Unii băieți ar spune că devin comuniști și americani încet încet. Dar da, asta e. Am impresia că se copiază mult Europa când vine vorba de reguli. De reguli pe partea de șoferie. Vin din urmă, poate că suntem la
10 ani distanță, poate la 15 ani distanță de Europa la regulile de condus, de exemplu la timp de condus, dar totuși se fac mișcări și aici. Și când spun ani distanță în urmă, nu o spun pentru că vreau să jignesc trackerii sau tracking-ul din America. O spun pe partea de timp de condus. Eu fiind un șofer local, conducând camionul în special local, am renunțat la ELD. ELD înseamnă Electronic Logbook Device, adică e așa zisul tahograf. Renunțând la el, nu mă acuză nimeni, nu sunt în afara legii. Există un alt notebook, un fel de carnet, pe care ai coloane și ai zile săptămânii, de duminică până sâmbătă, toate zile. Și tot ce trebuie să faci când ești local e să completezi ora când ai plecat dimineața și ora când te-ai întors seara, când ai terminat, să scrii kilometri la plecare, kilometri la întoarcere și să scrii orele totale de muncă. Nu mai trebuie să vadă nimeni dacă ai condus, dacă ai stat la, dacă ai așteptat la rampă undeva, dacă ai intrat în pauză. Nu trebuie să faci nicio pauză. Trebuie să faci pauză, că trebuie să te mai odihnești, dar ideea e că nu trebuie să menționezi nicăieri că tu ai luat pauza respectivă. 14 ore de activitate la total într-o zi și cam asta e. Dacă vrei să faci, în schimb, curse mai lungi, am înțeles că ai voie să faci, cred că 8 curse pe lună, la care să folosești un alt carnet. Carnetul ăsta e un fel de carnet, cum era și în Europa, mai de mult, carnet rectangular, pe care trebuie să tragi linia. Câte ori ai fost în off-duty, adică nu ai condus, ai fost în afara muncii, când ai intrat în on-duty, să se vadă că ai făcut 15 minute de pauză, ți-ai verificat camionul, după aia pleci la driving și tragi linia la driving, câte ori ai condus, din nou, unde te-ai oprit, scrii locație, e mult mai detaliat. E, în cazul ăsta poți să-l folosești tot la curse de o zi, doar că curse care au o distanță mai mare de 150 sau, permis, 180 de mile aeriene. Ce ai voie să faci treaba asta? Și astăzi e una dintre zilele respective. Eu am 240 de mile pe sens. Pe lângă carnetul ăla de săptămână, am făcut încă un formular normal, un logbook normal, daily logbook, și acolo am trecut orele cât de pauză pe care le-am avut, 15 minute de pauză, de verificări la camion, și după aia mergi la driving. La driving, când o să mă opresc, o să trag linia 2-3 ore jumate cât am condus, intru din nou la on duty, pentru că eu sunt de fapt la muncă, doar că nu mai conduc, scriu locația, în cazul ăsta o să fie Lansing, după vreo 2 ore când termină băieții de descărcat, zic că o fac manual, sunt cutii cu artificii, cam așa dimensiunea asta, și le descarc manual, să le ia puțin timp. Cam asta e problema tahografului. Deci nu sunt în afara legii, dar în același timp suntem în urmă, dar e mai bine. Suntem în urmă decât Europa, dar e mai bine. Adică îți dă ție șansă să te oprești când ești obosit. Adică tu conștientizezi că trebuie să faci și pauză. Dacă ești șofer local, nu o să mergi în nebunie să lucrezi 24 din 24. Bineînțeles că foile astea se pot reface, poți să o arunci și să faci alta. Și să o iei de la zero, să o faci așa cum vrei tu, dar nu asta e ideea. Ideea e că, fiind șofer local, tu o să vrei să ajungi acasă. Și dacă ajungi acasă, nu vrei să stai 3 ore, să le dormi și după aia să fugi iar la muncă. Vrei să dormi 6-7 ore, cel puțin, și să lucrezi un 12 ore maxim.
Cam asta se dorește când e șofer la local. Între timp mai avem o oră 57 și 134 de mile. Din timp indicatorul la Big Fireworks. Acum l-am văzut. GPS-ul vrea să mă ducă mai în față puțin. Și a fost nevoie să ne întoarcem. Am primit și poartă, băieții mă așteaptă. Bineînțeles că mă așteaptă pentru că e programată problema asta și au nevoie de oameni 3-4 la număr ca să fie pregătiți pentru procesul de descărcare. Mai ales când descarci manual, trebuie să îți programezi băieții să fie disponibili. Mai ales că astăzi e sâmbătă. Să vedem. Trebuie să-l băgăm în poarta 7. Observ că este un depozit foarte mare pentru că au containere și ca să dai jos containere trebuie să ai ceva mașinării destul de mărișoare, ori macara dacă nu, cred că au ceva macarale. În containerii își țin artificiile și vorbim de artificii pentru că în America e perioada sărbătorilor sau a bank holiday-urilor. Și americanii se pregătesc foarte mult, foarte intens în perioada asta și fac provizii de artificii, de petarde, explozibile din astea, pușcători. Urăsc 4th of July-ul, nu pentru ceea ce înseamnă el, dar pentru că orașul devine un loc poluat, așa de tare, așa de greu e să suporți poluarea aia de la petarde, de la artificii, cât îți vine să fugi. Nu-ți vine să mai stai între ei. Toată lumea pușcă. Și mai ales că e și cald afară, 4 iulie. E cald, e vara, bine. Să fii intoxicat cu fumul ăla de praf de pușcă, nu-ți place.
În momentul în care ajungi la descărcare, deci lucrul important e să dai jos stickerele, plăcile de hazmat. Pentru că în Europa le ai puse, deschis plăcuță în față și în spate, aici va trebui să ne urcăm sus și să le dezlipim. Majoritatea companiilor sunt dotate cu scări. Și îți dau posibilitatea să ajungi la semne. Și unele au și ceva spacul de rată. Deci trebuie să nu fie foarte greu. Gata de plecare, au fost foarte rapizi băieții ăștia, aș zice că o oră și ceva dacă le-a luat. Mi-a luat mie mai mult să mă pornesc decât lor. Dar văd că au și plecat de aici. Așteptau ca să îi dau bătaie și eu. Cred că o să închidă poarta după. Mergem să punem niște motorină. Așa undeva la vreo 20 de galoane, aș zice. Și o să mai punem o dată, dar la un alt peco, la o altă stație. Asta la care punem, ia uitați aici câte axe are băiatul ăsta. Probabil că o fi 5.34 cash. Problema e că noi nu plătim atâta oricum. De-aia, vă spun, sunt discounturi. Și la fel ca în Europa, plătești ceva mai puțin.
Și aici aș propune să iau și eu o cafea și după aia să ne continuăm drumul. Luna asta, mai și iunie, se pot face până la 5-6 pe galon. Dacă alimentez de 5-6 ori, cu minim 75 de galoane. Ajuns să primești 5 cenți pe galon, aia înseamnă 5 cenți de dreptul. La 100 de galoane, ai, uite cum arată camionașul. La 100 de galoane ai $5. Discount care îți vine înapoi, în afara discountului, în afara discountului pe care îl are cardul. Zice să nu merg prea departe. Ia uitați ce zice aici. I did this. Deci o dat jos fața lui. Dar cred că știți despre cine e vorba. Pentru cei care nu știți, umblă aici un curent de bășcălie așa mai mult la adresa președintelui. Și de fiecare dată când te duci să alimentezi, o să găsești un sticker care arată fața lui și un deget. Ceva de genul ăsta. Spre preț. Adică eu am făcut-o asta. Datorită mie plătești prețul pe care îl puteți. Stație pe cont destul de mărișoară, multe parcări acolo în spate, din câte se vede, dar nu e aglomerat în clipa asta pentru că e zi de sâmbătă. Bine, să vedem. O sală de jocuri acolo, sală de așteptare pentru șoferi. $20. Shower guest 24, your shower is now ready. Please proceed to shower. Oh, so I'm going to show you here. So we have your seat. Hello. After the game. Asta e un medium roast mexican. E o variantă nouă de cafea. Ia să vedem ce gust are.
la portofoale de șoferi, parfume și mă uit după lapte. Ceva lăptic să adăug la union, în făruța asta. Și un capac. Cam asta e. Și plecăm mai departe. Acum să revenim puțin la o discuție pe care am lăsat-o neterminată de azi dimineață. V-am spus că vă vorbesc despre ceea ce înseamnă hazmat și ADR-ul. Hazmat în America și ADR-ul din Europa. Și normal, dacă ne uităm la legi, în 1930, pare mi se, sau 60, pe acolo undeva au fost discutate reglementările pe care internaționale de transport de mărfuri terestru, aerian, naval în regimul ăsta de mărfuri periculoase. Și America, am văzut că a aderat și ea, și la fel ca în Europa, și aici sunt 9 clase. Da, clasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clase de ADR-ul. Și diferența între Europa și ceea ce e în America e că aici e totul mult mai lejer. Ca să obții ADR-ul aici, nu trebuie să faci cursuri, nu trebuie să te duci undeva anume, trebuie să te înscrii. TSA este o agenție, intri pe site-ul lor, TSA, îți iau amprentele, te înregistrezi, îți faci o programare unde va trebui să mergi, să-ți lași amprentele, plătești $80, după vreo 2 săptămâni primești o scrisoare acasă de confirmare de la Secretary of State că poți să mergi să susții cursurile, dar nu cursurile, examenele de hazmat. Cu scrisoarea aceea te duci la Secretary of State, Secretary of State fiind instituția care liberează permise de conducere, de camion, autorizații, tot felul de atestate. Așa. Te duci acolo, bineînțeles că după ce prealabil ai învățat pentru ceea ce mergi, mai plătești un $5, e o taxă de schimbare a permisului, pentru că pe același permis pe care l-ai, permisul tău de conducere, de camion, CDL-ul, îți va fi pusă și clasa de hazmat. Și hazmatul nu vine dat pe clase ca în Europa, ți se dă un singur hazmat. Ți se pune un H la endorsement sau la alte opțiuni, pe permis, ai acolo o rubrică și ți se pune H-ul și dacă ai și tank, adică cisternă, ți se pune un X în loc de H. Și aia înseamnă că ai și H și X, deci le ai pe ambele. Adică ai cisternă, ADR cisternă, aia înseamnă, adică poți să duci de toate. Permisul o să-ți vină în 2 săptămâni acasă, în varianta plasticată, pe loc îți dă unul de hârtie, dar după 2 săptămâni vine varianta plasticată și ăla e definitiv. Același permis. Permisul tău, categoria C plus E, plus hazmatul pe el. Deci asta e procedura pentru America. Pentru cei care sunteți în America și nu prea știți ce înseamnă hazmat în Europa, hazmat în Europa se numește ADR-ul, ADR, ADR, și în Europa e mai stufos un pic, partea de a-l obține presupune să mergi la cursuri, să faci în funcție de țări. În Anglia trebuie să mergi vreo 4 zile, pare mi se, sau 5 zile, nu știu exact câte, să asigi la cursuri și la final ți se dă un examen și în urma examenului e luat. În Europa, în România, la fel, trebuie să faci școală și tot în urma unui examen o iei
Și aici mă gândesc că dacă vrei, tu poți să te duci la școală să plătești, dar cel mai simplu e să înveți acasă. Asta mi s-a părut mie cea mai ușoară variantă. Dar nu despre a-l obține vorba, ci despre ce trebuie în cazul în care vrei să transporti. Ei, dacă transport mărfuri coletate, mărfuri la prelată, la drive-in, acolo o să ai nevoie de o geantă de dimensiunea unui genț de basketbalist, în care trebuie să pui cască, hard hat, cască cu vizier, trebuie să pui apă oxigenată, trebuie să ai filtre, trebuie să ai mască cu filtre valabile, da? Să nu fie expirate. Va trebui să ai un preș de cauciuc, îți mai trebuie o găletușă de nisip, pe care bineînțeles că nu o să o ții în geanta aia, trebuie să o ții în remorc undeva. O lopată, o lopățică din aia ce poți să o aduni, sau poate una mai mare, ceva mătură, mânuși. Astea sunt minimele, din câte mi-aduc aminte, pentru a transporta ADR colete, da? Cam ceva asemănător cu ceea ce duc eu astăzi. Ca să transporti ADR cisternă, să ai ADR lichid, acolo vor fi necesare niște lucruri în plus, și anume vei avea nevoie de chestii specifice, de exemplu cizme de cauciuc, o să ai nevoie de ciocan de bronz care, sau un alt material care să nu facă scânteie în caz de în care tu duci ceva inflamabil și folosești ciocanul ca să deschizi gurile de la cisternă și să le închizi, pentru că valvele respective, capacele de deasupra, trebuie strânse bine și cel mai bine îl strângi când îi dai cu ciocanul pe fiecare fluturaș în parte. Fiecare capac are vreo 4-5 fluturași pe care îi strângi și dacă folosești un ciocan metalic și dai metal pe metal, e riscul să facă scânteie și să explodezi acolo. Deci nu ai voie să porți și ești controlat. Aia e ideea, că te controlează. Îți trebuie cizma de cauciuc, cum zic, trebuie combinezon în care să te îmbraci, va trebui un harnașament, harness, un nu știu cum se numește în română, un fel de ham, da, un ham pe care îl iei pe tine și are o agățătoare în spate și cu agățătoarea aia tu o să pui. Când te urci pe cisternă, fiecare loc de descărcat va avea un cablu. Și cablul ăla acționează ca o centură de siguranță la scaun, în mașină. Dacă tragi mai tare, adică dacă simulezi căderea, se va bloca. Dacă întinzi așa fin, nu se blochează. Și da, sunt multe chestii în plus pe care tu trebuie să le ai. Practic îți trebuie un sertar întreg cu o grămadă de lucruri. Aici e totul mai ușor. Nici la cisternă nu ai nevoie de toate alea. Doar dacă ți-s cerute specific de o anumită firmă, doar dacă cumva la safety, partea de safety a firmei respective include ceva mai mult. Dar legea nu prevede decât să ai decât extintor 10BC, cum am zis, triunghiurile reflectorizante pe care oricum ți le trebuie și în rest nu prea ai ce să-i faci. Dar în cazul cisternelor probabil că o să ai și cutia cu numere și cu litere. Am văzut că și aici se poartă. Și aici au așa ceva. Dar în mare parte am văzut stickere care vin lipite pe suprafața cisternei sau a containerului. Astea vin spuse, ADR versus hazmat.
așa cum se întâmplă de obicei, sau nu de obicei, se întâmplă câteodată, zicem, billing-ul sau depozitul sau numărul de containere destinate locației respective s-a umplut și eu am ajuns prea târziu și n-am mai fost loc ca să-mi primească containerul. Am contactat firma și mi-au spus să îl aduc aici la parcarea unde punem noi containerele de obicei, ca să stea parcate o zi, două, trei, o săptămână. I'm calling up for hope, 'cause now I go back on the road. I'm alone again and I know I've been told. You play, you fall, get up and go. Go get it while you can. Aproape perfect, cu mica excepție că n-am putut să las containerul, dar cu plusul pentru că o să las luni, deci treaba e bună. Vă las de aici, de pe meleagurile americanilor, de peste ocean. Vă pup, nu uitați, săptămâna viitoare, pregătiți-vă de vloguri noi. Oana și Crina sunt plecate în City Break, un City Break surpriză pentru Crina. Vor fi niște clipuri frumoase. Sper că vă vor plăcea. Sunt convins că locația în care au mers are ce să prezinte. Nu vă spun unde, ca să reveniți. Nu uitați, avem nevoie de like, share, subscribe. Dacă vă place ceea ce facem, dacă nu vă place, puteți totuși să dați un like. În felul ăsta gâdilăm algoritmul YouTube și o să ne scoată mai mult în față. Ne încurajează și pe noi, nu de alta, pentru că de multe ori vezi că poți să ai trecere, dar nu ai. Nu ne supărăm. Suntem bucuroși că putem să vă aducem informații noi, informații pe care poate nu le-ați auzit până acum. Informații utile, locații, experiențe noi pe care nu le aveți. Cei din America poate mai puteți râde, poate sunteți încântați că vedeți locuri pe care voi deja le știți. Ce să spun? Mă bucur de voi. Să aveți o duminică frumoasă, o duminică însorită. Vara e aici, bate la ușă, tot mai mult. Am avut temperaturi de 31-32 de grade, încântător. În același timp avem și ploaie abundentă, încă nu ne lasă ploaia. E bun pentru pământ. Da, nu mai lungesc. Multă sănătate și toate cele bune. V-am pupat!